ești bolnavă. Te-ai supărat pe noi? Noi trei trebuie să avem o discuție foarte importantă. Ne așezăm puțin aici? Da. Ascultați-mă cu atenție. Trebuie să acceptați o bonă. Mami nu poate să stea cu voi acasă, trebuie să muncească. Ultimele educatoare au fost foarte necăjite de tine. Ele m-au necăjit pe mine și m-au supărat foarte rău. Păi asta zice cu minții că era fetița domnului cu care ne-am întâlnit în parc? Ea știe să gătească. Păi? Hai să-i căutăm în parc. Dacă îi găsim, sunteți de acord să mai vină pe la noi? Da! Mirela, să fie bună? Nu, mămica, ea e micuță, în clasa 4, cum să fie bună? Eu sunt bărbatul mare și o să am grijă. Ba nu, cine te crezi? Cel mai tare. Mami, știi că școala Mirela e aproape de noi? Unde? Nu știu de aici, la noi acasă, la bucătărie. Ți-a arătat-o ea? Da. Și mi-a arătat și tu mie? Da. Dacă mergem acasă? Da. Hai acasă! Hai acasă! Hai acasă! Nu mai căutăm pe aici. Aoleu, aoleu! Gata, fiți cu mine. Recuperă jucărie! Nu, nu vă, cum parcă, uite, mi-ați aruncat. Eu l-am dat. Nu iau. Ce să vă fac? Ai, vrei să ție ți-au și eu.